Olga Tăbârță, cea care este și trader cu experiență și director de oficiu. Bună dimineața, bun venit! Bună dimineața, dacă ne auzi bine, poți să-ți pui și căștile pe ureche, da, să ne auzi și mai bine. Da, și microfonul mai aproape, așa, da, ușor, ca să vorbim, așa, să ne auzim. Cum e? E răcoare afară? Ce se întâmplă? Merg tranzacțiile? Tranzacțiile merg, cu siguranță. Mereu. Frig, cald, oricum ele merg. Și în trafic, și acasă, și la calculator. Oriunde, piața continuă să primește. Oamenii continuă să câștige și e important, ca să câștigați și voi acest curs în valoare de 9.000 de lei, e simplu ce trebuie să faceți. Cât mai vorbim noi așa, trebuie să expediați un mesaj SMS la 9955 cu parola bani. Bani. Da, simplu așa, parola bani. Și apropo, ca să știți că tot am menționat de lucrul ăsta, dacă vreți cuiva să-i faceți un cadou minunat absolut, cursul ăsta poate fi predat cuiva. Absolut, da. Fiului, soției, mamei și oricui. Deci, cineva care e, sau intenționează să devină trader, poate lucra și de acasă. E adevărat, având chiar și un telefon mobil. Da, se poate și pe un telefon, nu? Exact. Orice dispozitiv conectat la internet, platforma are varianta și mobilă, și pe calculator, și pe telefon, și pe tabletă. Deci ești conectat la internet, deja ai acces la platformă. Da, uite, Olga, imediat cum începe cursul ăsta? Deci 4 lecții teoretice și 15 lecții practice. De ce sunt taxate mai mult, de ce ai axat cursul ăsta mai mult pe lecții practice? Adică e ușor să înveți aceste caracteristici a piețelor financiare. Cum funcționează ele? Și care-i treaba? La ce să fii atent? Da, cu siguranță ai nevoie de mai multă practică, pentru că e ca condusul. Tradingul sau contul pe care tranzacționează un trader este ca un mecanism pe care trebuie să-l conducem. Exact așa cum conducem automobilul și noi suntem și la volan, și la frână, și la ambreiaj, și noi decidem, da, ce facem și în care direcție o luăm, în care parte întoarcem volanul și cât de rapid suntem și cât de lenți. Exact aceeași chestie. Deci contul este un mecanism care trebuie condus. Și normal că un șofer teoretic multe chestii nu o să înțeleagă. Exact așa și în trading. În teorie se învață doar regulile, în practică se simte deja, se simte emoțiile, se simte răbdarea, calcularea, da? Ce fac? Mențin, pentru că, bine, mulți cred că domeniul ăsta este, cred sau au părerea că este un domeniu mai stresant, așa. Într-adevăr, așa este, pentru că pentru trader, chiar și tranzacția ca să o țină în profit, tot este un stres. Puteam o tranzacție în profit, de exemplu, de am plasat un take profit ca să se închidă tranzacția singură la 7.000 de dolari profit. Wow! Dar ce s-a un take profit? Take profit înseamnă un ordin, e un ordin amânat, așa, dat brokerului din timp să ne închidă tranzacția în profit la prețul stabilit de noi. Deci, setez din start momentul când vreau să mi se închidă tranzacția în profit, dar și exact aceeași chestie și în minus. Poți face lucrul ăsta cu gândul ca să nu te arzi în anumite... Da, siguranță. Deci, riscul în trading este cel mai ușor de calculat față de orice alt domeniu. Față de orice alt business, deci riscul per tranzacție sau, să zicem, dintr-o activitate, dintr-o tranzacție, dintr-o decizie a noastră, sigur că există, poate ca piața să meargă invers decât noi ne-am... Aici vorbim de valute, vorbim de aur, de petrol, de multe exact altele, că lumea tranzacționează cu tot ce vrei. Da, presupunem că am crezut că aurul o să crească, am deschis o tranzacție de cumpărare cu gândul că va crește. Și aurul scade la preț. Nu știu, s-a întâmplat orice, lucrurile merg foarte bine și nu mai are nimeni nevoie de aur. Bine, acum, pe moment, da, sunt 2-3 ore, da? Și prețul scade puțin, presupunem. Dacă traderul își plasează un stop loss, oprește pierderea la un preț anumit, tranzacția va fi închisă automat, fără nicio... Deci nu există nimic care se poate împiedica asta. Deci exact unde traderul a plasat stop loss, acolo se închide tranzacția în minus sau în profit în cazul în care a mers în direcția noastră. Uite, vreau să te întreb, din cei care vin la școală, așa, câți dintre ei pornesc de la zero sau câți dintre ei cunosc domeniul ăsta? Dacă vorbim bine, eu sunt în domeniu ca consultant, am consultanță de 6 ani de zile. 6 ani în urmă, practic, erau foarte multe grupe în care nu era nicio persoană care are o experiență sau cunoaște. Și toți de la zero erau. Majoritatea practic erau de la zero, dată la 2-3 grupe, mai era cineva care cunoaște. Acum, nu pot să spun, deci cam toate grupele, 2-3 persoane, dacă vorbim de grupurile practice, lecțiile practice, noi luăm aproximativ 6-7 persoane, numai mult pentru ca să putem atrage
atenția și să fim cu suport față de fiecare persoană, da? Și atunci, din cei 6, 7, 2, 3, cu siguranță cunosc sau au ceva experiență. Restul sunt de la zero. În jumătate, da? Da, de la zero poți lua oricând. Da. Una la mână și a doua la mână e că tare simplu, absolut, poți învăța să fii un trader neavând experiență și nu neapărat să ai, de exemplu, cum să zic, studii în domeniul economic. Sau cum funcționează economia per general, pentru că și aici vorbim despre anumiți termeni cumva legați de economie. Și pentru cei care presupun care ar vrea sau ar intenționa ulterior să facă o școală de economie, uh-huh, ar fi o oportunitate absolut potrivită ca să treacă printr-o școală de trading. Da, ulterior, adică toate astea combinate i-ar face oameni de succes și de afaceri, nu? O experiență de viață, da. Da. Cei mai buni economiști recomandă să faci un curs de trading înainte de deschide o afacere. Uh-huh. Pentru că, cum am spus, trading este cel mai bun domeniu pentru a înțelege care este riscul și cum să gestionezi riscuri. Așa. Și în afaceri mereu sunt riscuri care trebuie mai întâi conștientizate și uite din start și cumva să ne pregătim de ele. Da, da. Și ce fac de cei care termină aceste instruiri, aceste cursuri, ce fac ei mai departe? Uite primul pas, ce fac ei mai departe? Inițial, clar că se pune accent pe calificare. Așa. Și iată, da, apropo, ce deosebește școala noastră de a poate alte școli, da, este că lucrăm și la calificare după ce traderul finisează cursul. Uh-huh. A terminat lecțiile practice, asta nu e tot. Lucrul nostru abia începe, pentru că până acum a fost învățare, aplicare, poate pe un cont demo, poate pe un cont real, chiar și în timpul lecțiilor sunt persoane care tranzacționează direct pe un cont real. Direct pe cont real. Da, dar okay, de multe ori în grupuri mergem pe conturi demo, demonstrative, cu bani, uh-huh, efectiv, pentru a testa strategii, da, a încerca, a face experimente și a face cunoștință la urma urmei, da? Pentru că sunt chestii uneori noi. Și după practică începe etapa de calificare. Aici noi lucrăm nelimitat cu traderul atâta timp cât are el nevoie, vine la consultanții în oficiu, vine la masterclass-uri pe care le avem săptămânal, și la webinari online care le facem la fel săptămânal în fiecare vineri. Deci avem un proces de calificare format din mai multe, diverse evenimente, de unde traderul primește în continuare cunoștințe și are parte de suport, hai să zicem așa. Ea este nelimitată, etapa de calificare. Ok. Uite, din social media nu prea am văzut persoane care să publice câștigul lor, de exemplu, da? Din toată această afacere. Câți dintre ei ar fi deschiși să împărtășească câștigurile, iată? Că desigur vedem video, dar nu anume cât câștigă, niciodată nimeni nu spune cât câștigă. Dar așa arată, da, banii și, da, Lamborghini. Da, 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 da. Deci cam care ar fi, nu știu, hai să te întrebăm pe tine acum, dacă ești deschisă și tu să împărtășești cu noi, care ar fi un câștig anume? Sau... Presupun că e vorba de ce tranzacționezi și în funcție de cu ce sumă pornești, nu? Exact, da, este foarte relativ. Putem vorbi procentual, da? Că procentual, cineva zice, okay, să fac $1,000, să fac 10,000. Pentru cineva să facă $10,000 pe lună profit, uh-huh, e ceva normal. Pentru cineva se mulțumește și cu $1,000, cineva pentru cineva $100,000 este puțin. Să facă 10.000 de dolari e ceva normal. Aoleu! Aoleu, cât de simplu a zis-o Olga, așa, de bă, ai $10,000, dai ce-i acolo, știi? Păi așa, e domeniu, astea sunt posibilitățile domeniului. Da, da, să nu vă așteptați că, de exemplu, din prima lună sau imediat cum ați început a tranzacționa, veți face $10,000. Exact. Ca să faci bani, trebuie să-l muncești și trebuie să-l muncești cu, cum să zic, cu transpirație, cu multă, da, cu muncă, da, asiduă, pentru că nu poți sta așa cu mâinile în buzunar, sunt trader, bun, am depus acolo niște bani, aștept să-mi intre în cont alții. Nu, adică trebuie să muncești, trebuie să fii atent la tot ce mișcă. Bună dimineața, Alex! Hello! Cu mâinile în buzunar vorbești de polițiști care trebuie să fie la cerc acum, da? La sensul generatoriu. Salutare, colegii, colegii, mamă dragă, invitatei noastre. Da, poate cine știe, poate o facem, da, colegii. Vreau să întreb, dar în trading, iată, există, că ai făcut comparație cu mașina, da? Cu, da, șoferul, da, cu mașina. Și îți dai acum mașină și mă gândeam, bă, dar în trading există ambuteiajă? Ai făcut comparația, iată, cu mașina, cu... Dai că ambuteiajă, cumva, în trading.
Există, asta se numește volatilitate. Doar că dacă vorbim de trafic, până la unii ori ne enervează și ne încurcă să ajungem la timp când ne-am pornit. În trading, volatilitatea este de bine. Pentru că în cazul atunci în care... Atunci se adună mai mulți, înseamnă că e bine, cum ar fi. Mișcarea este mai mare, da, cât mai mulți participanți în piață, da, ca și într-o țară. O țară se consideră cu atât mai comodă pentru traiul și mai bogată, cu cât are mai multe produse și servicii disponibile pentru locuitori, da? Așa și în piață. Dacă sunt mulți participanți în piață, cererea și oferta este mare, volatilitatea prețului este mare, scade, crește și atunci avem mișcări și avem ce face profit. Adică dacă eu cumpăr astăzi una, să zicem, acțiune la Apple cu 220 de dolari pe acțiune și dacă piața va fi lentă și prețul va crește încet sau va scădea încet, e plictisitor. În cazul în care se întâmplă ceva, e volatilitatea mare. Și trader bun lasă chestia asta, nu se ocupă. Sau cum? Are răbdare. Sau sunt ăștia care răbdare că sunt vizionari cumva și se gândesc că uite, o să vină timpul și ăsta ia, da? Exact, nu putem ca să calcula viteza. Poți să ajung la 225 de dolari mâine și o să fac profit pe această tranzacție de cumpărare. Poți să ajung la 225 de dolari peste o lună. Aici volatilitatea este scăzută. Asta și ambuteiajul. Asta e bine, da. Cum ar veni, investești niște bani într-un timp care va aduce bani. Deci timpul aduce bani cumva. Time is money, nu de acolo. Exact. În trading eu mă gândesc că tot trebuie să fie. Adică un trader bun trebuie să fie și un vizionar, nu? Adică să se gândească cum, uite, să studieze piața și să vadă unde e cererea mai bună, unde sau care o să fie. Pentru că, de exemplu, acum nu e cerere la asta, dar o să fie peste ceva timp. Tu investești în asta când ea costă puțin, știind că ea cumva o să aibă așa. Și din asta se face. Eu bănuiesc că toate cele mai... sau cei mai mulți bani s-au făcut anume din creșterile astea care, adică din viziunile unor oameni care au investit în ceva, în niște companii care pe timpuri nu era, toți râdeau de Meta, da? De exemplu. Da. Râdeau, zic, lasă aibă treabă și nu știu ce, și acum omul ăsta a devenit al doilea, dacă nu greșesc, e cel mai bogat om din lume, vorbim de Zuckerberg, anume că a avut viziunea asta și a băgat o grămadă de bani și timp în Meta, da? Când toți ziceau că n-are treabă. Și băiatul are miliarde. Dar aici cu tradingul, ca și în fiecare business, atât timp cât nu ai răbdare, nu ai viziune și nu ești îndrăzneț ca să acționezi, nu câștigi nimic. Așa. Deci un frenetic de ăsta ca și la volan, care vrea să meargă așa, în trading nu prea bine. Ăsta care merge încetișor, dar bine, ăsta e cel mai bun, da? Calculezi mișcările. Trebuie să acționezi cu sânge rece. Măi, cumva. Și asta ar fi, da. Dar putem pentru... dacă ești mort. Deci aici vreau să te întreb. Sunt stai la soare, știi că aici vreau să te întreb cât timp își alocă un trader așa pe zi, de exemplu, sau pe săptămână sau pe lună, și cum îi influențează viața, iată, tradingul. Și aici e libertate, pentru că există mai multe tipuri de trading, mai multe tipuri de acțiuni. Există un tip de trading care este foarte activ. Poate deschide până la câteva sute de tranzacții pe zi. Se numește scalping și cei care, probabil acum cine ascultă o să se recunoască, scalping se numește. Deci atunci când trader face o cantitate foarte mare de tranzacții în fiecare zi, deci urmărește și fiecare de mișcări foarte mici și când vezi graficul unui trader de genul acesta, e plin cu de unde s-a deschis tranzacția și s-a închis, da? Urmărim fiecare viață, fiecare mișcare de pe piață. Sunt trader intraday care am văzut astăzi în direcția în care va urma, astăzi piața este pe creștere sau pe scădere. Am deschis tranzacții dimineața, până în seară tranzacțiile se închid. De obicei plasează ordine și deci asta ar fi o jumătate de oră, o oră maxim de analiză. Gata. Cam atât. Eu vreau să întreb că bursele se deschid, uite, în America se deschid într-un timp, în Japonia se deschid în alt timp. Un trader cum urmărește toate chestiile astea? Adică el se culcă cu asta și se trezește cu asta, nu? Nu, e un mare avantaj, pentru că piața valutară lucrează non-stop. Okay. 24 din 24, tocmai datorită fusului orar și acelor sesiuni de tranzacționare, sunt 4 la număr: japoneză, europeană, asiatică, europeană, americană și pacifică. Și atunci traderul își alege când vrea să tranzacționeze. Asta și vreau să zic, oricum este mai
timp când este mai comod pentru anumite piețe, anumite... Exact. Cele mai active sunt cele, cea europeană și cea americană. Deci după 16:30 ora noastră, se trezesc americanii, se deschide bursa americană. Și volatilitatea, ambuteiajul este cel mai mare atunci. Stai că n-ai prea multe din casă, stai așa, să investi și pe cei care vii la școală să-i găsești niște secrete. Pentru că nu mai avem tare mult timp la dispoziție, să le reamintim celor care ne urmăresc pe TV, ne ascultă la radio sau sunt pe aplicație și pe live-ul de pe Facebook. 9955 e numărul scurt de SMS-uri. Acolo așteptăm SMS cu parola bani în cazul în care vreți și voi un curs de trading în valoare de 9000 de lei. În câteva minute facem extragerea. Repede, cât am vorbit noi aici, au venit încă vreo 10 mesaje la 9955 și asta e foarte bine. Oamenii sunt receptivi și vreau să vă întrebăm care sunt planurile de viitor ale companiei Double Case. Cu siguranță mergem doar înainte. Așa. Aș putea să răspund mai filosofic la întrebarea asta. Eu cred că Double Case va rămâne și după noi. Un prognostic destul de... Avem acolo o diplomă pe care ne-a adus Olga azi, dar personalizată, cu Jurnal FM. International Certificate Trading Course presented to Jurnal FM. Adică noi suntem tari. Mersi. Okay. Da, îți poți să iei o acasă? Nu? Da, poți să iei și aduci mâine. Vreau să aduc, Acum suntem pregătiți, eu zic, să... Hai să vedem cine se alege cu câștigul cu premiul de astăzi. Și reamintim, pentru cei care au transmis în această oră SMS-urile, ele se adună și se repartizează pe săptămâna viitoare. Exact. Dau respectiv așa, ușor. Avem, uite, încă un mesaj a venit chiar acum pe final. O să-l aduni pe toate. Da, îl accept ușor și îl băgăm aici în listă. Te rog să ne dai un număr de la 0, așa, nu, de la 1. La 34. 34, da. Hai să vedem azi dimineață și în toată săptămâna cei care au trimis, au expediat SMS-uri la 9955. Ce avem? Ia, facem un zoom ca să fim transparenți și să vedem care e numărul câștigător din această dimineață, ca să sunăm și să informăm și câștigătorul. Nu știu cine e. Hai să dăm un generate. 34 chiar. Ultimul venit, primul serviciu. Înseamnă că trebuie să răspund acum, da? Da. Îți las numărul, deci, dacă vrei prieteni, să o culegi, vezi că... Da. Pe tot parcursul săptămânii, da, aveți șansa să trimiteți cuvântul bani. La noi, încă lumea se cam teme să joace cu banii, să joace pe bursă. Ei cred că totuși asta e un fel de amăgeală, știi? Cu moldoveanul lui place ca cei și mână nu-i minciună, cum vorba aia. Și el când se gândește la piață, ce înseamnă asta? Cum adică poți să câștigi din variațiile de prețuri și nu știu ce? Lumea încă nu prea cunoaște acest lucru, de asta încă se teme. Și pentru asta, probabil, sunt și făcute și cursurile respective pe care le faceți voi de trading, care o să-i zic, mă, uite, există și partea asta. Nu există doar o pătlăjelie și castraveți, da, vorba aia. Adică poți să vinzi și altceva și să cumperi altceva. Acum, cursurile astea durează cât? O lună, nu? Da, aproximativ o lună, așa cum am spus, sunt 4 lecții, sâmbătă și duminică e liber, de luni până vineri s-ar primi. Da, își alege ora omul sau e o ora anumită care se face? Avem lecții de grup. Alo? Care sunt la ora asta? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ia spune, cine vorbim? Eu sunt Natalia. Natalia, tu ai trimis un mesaj la Jurnal FM? La 9955? Eu în toată ziua trimit. Și ce parolă era? Ca să fie clar. Să cunoască toată lumea, da. Eu am scris parola. Bani, vreau mulți bani. Așa scrie acolo. Bani, vreau bani. Așa e. Adică avem aici pe reprezentanta Double Case, Tabârsă Olga, și o să spună chiar ea ce ai câștigat. Bună dimineața. Bună dimineața! Natalia, vă așteptăm cu drag la unul dintre oficiile noastre din Chișinău, unde o să aveți parte de un curs complet de tranzacționare. O să învățați cum funcționează banii. Nu pot să ies din casă, dragii mei. Dumneavoastră ați fost la noi în oficiu, așa? Sau nu? Doamna Natalia. N-ați fost? N-am fost, dar m-ați...
la trecut și eu am spus că eu nu pot să vin la cursul. Am înțeles. Ce facem în cazul ăsta? Cedați cursul ăsta altcuiva? Da, cui să-l cediez? Păi, alegem aleatoriu un alt număr și cedăm, da. Văd că ne sună cineva tot acum. Deci, măi, mie vrei, deci, că nu ai eventuare multiple la dispoziție. Da, cam, dat, da? Sau da? Aveți cuiva să-l dați? N-am cui să-l dau. Am înțeles. Înseamnă că mergem la următorul. Hai să mai facem o extragere. Da. Hai să mai facem o extragere. Uite, mulțumim. Mersi foarte mult. Nu știu de ce, probabil are ceva deficiențe de mișcare. Doamna, bănuiesc eu. Nu știu din ce motiv nu poate să iasă din casă. Dar că nu e vorba de bani. Sper că nu are o fobie de spații deschise. Și din cauza asta nu poate să iasă. Dar iarăși, noi, e foarte simplu așa. Dați-mi bani. Nu se face așa. Nu-ți dă nimeni bani. Așa, pur și simplu. E vorba de un curs. Deci trebuie, da. Trebuie să vezi să-i faci cumva. Către doamna vine și norocul. Hai, exact. Nu vreau. Hai așa, pentru că nu avem tare motiv la dispoziție. De la 1 la 36, repejor, încă un câștigător. Da, dacă ne cade 34, efectiv trecem peste și mai dăm mai de random. Da, între timp am venit SMS-uri. Ia să vedem, hai zi, ce avem acolo. Degenerate, ca să vedem. Da, să vedem ce număr avem. Cine 14, se alege cu... 14. Așa, avem 14. E cineva care a expediat pe data de 15 octombrie SMS-ul, da? Deci vedeți că funcționează dacă expediați SMS-uri și mai... Încercăm? Da. Încercăm chiar acum. Repejor, că timpul ne presează foarte, foarte, foarte mult. Din păcate am stat foarte mult discuție cu doamna și nu prea ne-a ieșit nimic din asta. Dar totuși trebuie să înțelegi, da? Asta era și ideea. Câștigi un curs de trei, ca să-și menționăm, da. Tu câștigi cursul în care te duci să înveți ce să faci cu banii, cum să-i investești sau cum să-i faci. Dar nimeni nu-ți dă așa pur și simplu bani. Nu uite. Nu trăim într-o poveste în care, op, și găsim ăsta cufărul cu bani, așa pur și simplu, da, stând așa pe... Sau frecăm la palul ăla din și a venit Ginu și ne-a dus banii. Alo? Da, bună ziua. Mariana, bună dimineața. De la Jurnal FM te sună. Vrem să te informăm pentru că suntem presați de timp și avem, da, avem aici reprezentantă Double Case. Felicitări, ți-ai ai câștigat acel curs de trading în valoare de 9.000 de lei. Ura! Ura! Iată așa, în sfârșit. Am mai fi stat la taclale cu tine, Mariana, dar din păcate ne presează timp. Te sună colegii și îți explică ce faci și cum faci. Să trăiești, o zi frumoasă. O zi frumoasă. Pa, pa. Așa, vesel, frumos, bravo. A început cu zâmbete și cu soare ziua, Maria. Așa e, Olga, îți mulțumim. Îți mulțumim mult pentru prezență. Și te mai așteptăm, cu siguranță. Ciao, noi revenim după reclamă cu surpriză. Let's go. Publicitate.